Hai fata la tata, hai la tata. Hai fetița la tata, dar n-am ce să-ți dau fata mea. N-am ce să-ți dau fata mea. N-am nimic. Fetiță, fetiță. Hai, fugi, lasă că am eu grijă de tine. E, și tu vrei ceva, nu? Dar n-am nici pentru tine. Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Dacă tot suntem în ultimele zile de noiembrie și am prins această vreme minunată, frumos, soare, dar frig, am zis să mai facem un vlog de la Way, să mai împărtășesc cu dumneavoastră aceste peisaje. Vă invit pe toți să urmăriți acest vlog și să lăsați secțiunea de comentarii o părere. Hai fata la tata, hai la tata, hai fetița la tata, dar n-am ce să-ți dau fata mea, n-am ce să-ți dau fata mea, n-am nimic. Fetiță, fetiță, hai fugi, lasă că am eu grijă de tine. E, și tu vrei ceva, nu? Dar n-am nici pentru tine. A dus să le plimb puțin, că deja începe să lase seară, hai să mai fac o tură. Sunt foarte sătule, dar e încă prea devreme ca să le duc la târlă, deoarece până dimineața mai este destul de mult timp și noaptea începe să fie foarte mare, foarte lungă. Animalul e sătul, dar trebuie să-l plimbi cât de mult posibil. Unde este fratele tău? Unde este fratele tău? Nu, ai numai scaiez, numai mărăcimp în cap. Dacă umbli vă veste tot. Thank you.
Prieten, odată cu frigul a venit și seara, cred că într-o jumătate oră o să fie întuneric. Deja o să poată observa pe cameră că o să vadă puțin mai întunecat. Noi mai dăm o tură, pentru că nu le ducem acum la stână. Sper că v-a încântat ceea ce v-am arătat eu astăzi. Știu că sunteți foarte mulți prieteni pe canalul meu de YouTube care iubiți foarte mult oile și vă plac oile. Și de aceea am și decis să pun un nou vlog cu oile. Știu că foarte mulți m-ați întrebat de ce am ales rasa de oi țigaie și nu am crescut sau creștem și ne ocupăm cu rasa de oaie țurcană. Vă promit că în curând o să fac un vlog unde să vă explic, pentru că este foarte mult de discutat. Și o să vedeți de ce am ales rasa de oi țigaie și nu am ales să creștem țurcană. Până data viitoare, când ne vom revedea și regăsi la un nou vlog, nu rămâne decât să vă salut, vă respect foarte mult. Mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea pe care mi-o acordați, pentru faptul că lăsați în secțiunea de comentarii întotdeauna mesaje și putem să comunicăm, putem să împărțim idei, gânduri și așa mai departe. Și cam atât pentru ziua de astăzi. Doamne ajută, multă sănătate și spor în tot ceea ce faceți. V-am salutat!